Cred că putem trece și la ultima secțiune a conferinței noastre, secțiune care este dedicată dreptului penal, atât partea generală cât și partea specială, iar în acest context am plăcerea de a vi-l prezenta pe domnul profesor universitar dr. Florin Streteanu. Eu cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, astfel încât, suplimentare, astfel încât îi dau cuvântul. Mulțumesc, bună ziua, bine v-am regăsit, bine v-am găsit, bine v-am regăsit cu unii dintre dumneavoastră. Ne-am mai văzut de-a lungul numeroaselor conferințe care au precedat sau urmat intrarea în vigoare a noilor coduri în materie penală. Pentru că mi s-a solicitat să propun o temă din zona părții generale pentru această primă parte și discutând și cu ceilalți colegi care intervin în aceeași zonă, m-am oprit asupra problematicii privind pluralitatea de infracțiuni. E unul dintre domeniile în care noul cod a adus o serie de modificări de substanță și care, așa cum ați constatat, a generat și continuă să genereze controverse, excepții de neconstituționalitate. Vom vedea ce se va întâmpla cu unele dintre ele. Așa încât, probabil, nu e lipsit de interes să ne aplecăm asupra lor. Cu îngăduința dumneavoastră am să stau jos în timpul acestei prezentări și vă rog să nu considerați ca o impolitețe prezentarea fără sacou, dar e cam cald astăzi la București, cum am ales cea mai caldă zi din septembrie, cred că, să vin la București. Dar, dincolo de această alegere a mea privind tema, evident că putem discuta și alte lucruri din sfera părții generale, în această parte, în măsura în care dumneavoastră aveți întrebări sau probleme asupra cărora credeți că ar fi bine să ne oprim. Pentru că timpul este deja înaintat și e o zi de vineri în care toată lumea mai are și altceva de făcut, unii au un drum lung de făcut la întoarcere, haideți să ne apucăm de treabă și să vedem câteva din problemele pe care noile reglementări în materie de pluralitate le-au pus și le pun în practică, invitându-vă, așa cum am spus, să interveniți ori de câte ori apreciați că e nevoie de explicații suplimentare sau aveți un alt punct de vedere care considerați că trebuie să, sau merită să fie prezentat și argumentat, sau dacă sunt alte probleme decât cele la care m-am oprit eu în această scurtă prezentare. O să mă opresc asupra celor trei forme ale pluralității, așa cum sunt ele reglementate în cod, începând cu concursul de infracțiuni. Sigur că în materia concursului nu erau de așteptat modificări în zona condițiilor de existență, că e tot concurs de când lumea, dar unde am avut o modificare și avem o modificare este tratamentul sancționator. Este probabil modificarea sau una din modificările din zona părții generale a codului care a fost foarte mediatizată. Ați văzut la nu multă vreme, după intrarea în vigoare, ne-am pomenit cu hotărâri de 22 de ani și nu știu câte luni închisoare pentru niște fapte de corupție, vreo 20 de ani pentru niște fapte de înșelăciune și așa mai departe, și sigur că e șocant, în primul rând pentru opinia publică, dar și pentru juriști, cel puțin prin raportare la ceea ce se întâmpla înainte, pentru că știm foarte bine, noi avem acest păcat de a cădea poate dintr-o extremă în alta. Pe vechea reglementare, deși sistemul în sine era unul foarte bine conceput, să spunem, la nivel teoretic și conceptual,
foarte flexibil, care îți permitea o justă individualizare, în realitate, în practică, acest lucru nu se întâmpla. Da? Cel care comitea 20 de fapte de furt, să spunem, primea aproximativ aceeași pedeapsă cu cel care comitea unu sau două furturi. Și evident asta nu aducea nimic bun în zona nici a prevenției speciale, nici a prevenției generale. Și atunci, sigur, s-a simțit nevoia de a face ceva, dacă lucrurile nu se reglează din interior, evident, trebuie un impuls din afară pentru reglarea lor. E adevărat că acest impuls a venit poate cu mai multă forță și energie decât ar fi fost de așteptat. De la comisia de elaborare proiectul nu a plecat exact în această formă, adică acolo se prevedea totuși un spor între anumite limite determinate. Aici, vedeți, știm cu toții, soluția la care s-a ajuns la Comisia Parlamentară, care a examinat proiectul înainte de asumarea răspunderii, spor obligatoriu de 1/3 din suma celorlalte pedepse, fie că vorbim de un concurs în structura căruia avem doar fapte sancționate în concret cu închisoarea, fie avem doar fapte sancționate în concret cu amendă. Sigur, e clar că sunt pedepse foarte, sau acest sistem poate conduce la pedepse foarte mari. Cum s-a și văzut în practică. Și acest lucru se întâmplă în două situații, mai ales. Ori sunt fapte grave, pentru care pedepsele individuale sunt mari, stabilite, ori sunt foarte multe fapte. Îmi spunea cineva că are un dosar în care o persoană a săvârșit 230 și nu știu câte fapte de înșelăciune. Evident, nemai fiind posibilă calificarea ca infracțiune continuată, pentru că, evident, subiecții pasivi sunt diferiți, avem 238 de infracțiuni. Bun, acolo scrii 30 de ani din start, că n-ai ce să faci, da? Bun, îi dai minimul special de un an, da? E clar că ajungi la maximul general. Sigur, e de întrebat. E nevoie să aplicăm 30 de ani pentru înșelăciuni? Probabil unii vor spune că da, alții vor spune că nu, depinde, sigur, știi în ce perspectivă privim lucrurile. Până la ori, pe de altă parte, să uităm, avem totuși 238 de fapte cu 238 de persoane păgubite. E adevărat, nu cu sume mari, că erau păcăleli din astea mărunte, da, în fine. Sigur, de lege ferent, dar se poate introduce un plafon, spunând, bun, se aplică așa, dar nu mai mult de, cum se întâmplă și pe la alții, nu mai mult de 3 ori sau de 5 ori pedeapsa cea mai grea, sau de 3 ori sau de 5 ori maximul special cel mai ridicat pentru faptele proiecte. Deci, o limitare se poate, dar nu aș fi de părere că trebuie să ne întoarcem de unde am pornit. Pentru că, repet, și aici frustrarea cea mare era la nivelul parchetelor și am considerat întotdeauna că pe bună dreptate, adică, bun, fac 20 de dosare și ia aceeași pedeapsă pe care o lua dacă avea unul singur. Păi, vorba unui coleg procuror, mai bine făceam un dosar și pe ale alte 19 le puneam pe foc, că tot acolo se întâmpla, nu? Sigur, dincolo de glumă, în termen de prevenție generală și prevenție specială, trebuie să existe o reflectare a numărului și a periculozității faptelor în pedeapsa rezultantă. Sigur, acest sistem a început deja, așa cum bănuiam, în practică să conducă la o oarecare inversare a algoritmului, în sensul în care, sigur, acolo unde se poate, că dacă ai 100 de fapte, n-ai ce să, oricum ai inversat-o, tot acolo ajungi, tot la 30 de ani ajungi, dar dacă ai mai puține fapte, se ajunge să se facă individualizarea în ordine inversă. Ai în vedere ansamblu de fapte și zici, bun, cam cât ar trebui să-i dau pentru ansamblul ăsta de fapte, după care stabilezi pedepsele individuale, astfel încât introduse în această formulă de calcul să iasă ceea ce ar trebui. Repet, nu întotdeauna se poate face, pentru că dacă ai 100 de înșelăciuni sau 50 sau 30, deja e mai greu. După cum, nu e neapărat procedeul cel mai înțelept, dincolo de, să spunem, inconvenientul teoretic, că, bun, știm că trebuie să stabilim mai întâi pedepsele individuale și după aia să calculăm rezultanta, dar mai este și un alt aspect.
Eu zic, bun, pentru concursul ăsta îi dau, îi aplic o pedeapsă de 7 ani, să spun. Așa mi se pare că ar fi rezonabil și proporțional. Când stabilesc atunci pedepsele individuale, o să ajung la niște pedepse mici. Bun, alt infractor care comite o singură faptă, da, ăsta pentru că i-am stabilit pedepse mai mici ca să-mi iasă mie, să nu-mi iasă rezultanta prea mare, i-am stabilit un an și 6 luni pentru fiecare. La altul care are o singură faptă de același fel sau aproximativ în aceleași condiții comise, e numai una ziua, păi la asta îi dau 3 ani pe ea, că e ok. Nu e în regulă nici așa, pentru că, până la urmă, pedeapsa trebuie să reflecte, așa cum știm, caracteristicile faptei și a făptuitorului. Dar sigur că lucrurile se încearcă și e firesc să se încerce o reglare din mers. O să vedem ce va spune Curtea Constituțională. Așa cum știți, există deja excepții ridicate în legătură cu acest aspect. Personal nu văd o problemă de constituționalitate, dar e adevărat, eu am... De mai multe ori am avut păreri neconstituționale în materie, așa încât nu vreau să mai recidivez în acest domeniu. Sigur, nu pot să vă spun decât ceea ce cred eu, ce va considera curtea, vom vedea la momentul respectiv și vom lua ca atare. Repet, sunt sisteme în lume care aplică un cumul aritmetic nelimitat, da? Și nu s-a pus problema, nu s-a pus vreo problemă de constituționalitate acolo. La noi e șocant doar prin raportare la ceea ce făceam înainte. Dacă apreciem că ceea ce făceam înainte era bine și că așa trebuie să fie, atunci, sigur, legiuitorul este liber să se întoarcă, să ne întoarcem de unde am pornit, dar probabil că nu asta, sau nu neapărat asta ne-am dorit. Schimbarea este, să spunem, din punct de vedere al sistemului și mai radicală, dar mult mai puțin perceptibilă atunci când avem specii de pedeapsă diferite, pentru că dacă avem închisoare și amendă, de unde aveam un spor cumul cu spor facultativ și variabil, nu puteam să adăugăm în tot sau în parte amenda, acum am trecut direct la un cumul aritmetic. Din punct de vedere teoretic, e schimbarea cea mai mare, da. În practică, sigur, impactul este mult mai redus decât la pedepsele cu închisoare, așa încât nu cred că pune niciun fel de probleme. Pe de altă parte, sigur, se poate discuta, apropo de constituționalitate, dacă e neconstituțional un spor obligatoriu, atunci nu știu cum ar putea fi constituțional un cumul aritmetic întâmplător. Da, mă rog, asta este o altă chestiune. Ca dispoziție nouă în materie de sancționare, aici avem și acea posibilitate pe care o cunoașteți, nu m-aș opri asupra ei, privind aplicarea sau înlocuirea pedepsei închisorii cu detențiunea pe viață. Dacă sunt îndeplinite cumulativ 2 condiții, în sensul că pedeapsa calculată potrivit formulei pe care o știm să fie de cel puțin 40 de ani și să existe cel puțin o infracțiune gravă printre infracțiunile din structura concursului, ca să nu-i dau totuși... Bun, îi dau 30 de ani pentru 238 de înșelăciuni, dar acum detențiune pe viață totuși ar fi excesiv să-i dăm pentru înșelăciuni sau pentru furturi. Și atunci, cel puțin una dintre infracțiuni trebuie să aibă o gravitate mare în abstract, în sensul că maximul special, deci nu pedeapsa concret stabilită, ci maximul pentru una din ele, cel puțin, să fie de 20 de ani sau mai mare. Dacă aceste condiții sunt reunite, instanța are 2 posibilități. Să spunem că, potrivit formulei, ne ies 45 de ani de închisoare. Într-o asemenea situație, instanța are 2 opțiuni. Fie decide că rămâne la pedeapsa cu închisoarea, cum va face de cele mai multe ori și cum e normal să fie, și atunci, într-o atare situație, va aplica, evident, nu 45, ci 30 de ani, nici mai mult, nici mai puțin. Mai mult nu, pentru că e maximul general și articolul 2 ne spune că nu poate fi aplicată nicio pedeapsă în afara limitelor generale, dar nici mai puțin, pentru că, evident, acesta este plafonul la care se coboară. Deci fie aplicăm maximul general de 30 de ani, fie, dacă judecătorul apreciază că este cazul, în locul acestei pedepse poate să dispună aplicarea pedepsei cu detențiunea pe viață. Din nou, se poate discuta și se va discuta dacă este sau nu este constituțională povestea asta, în sensul că pentru niciuna dintre fapte nu am ca pedeapsă legală detențiunea pe viață, totuși aplic detențiunea pe viață, iarăși, din punctul meu de vedere, nu avem o problemă, pentru că legalitatea pedepsei înseamnă o pedeapsă aplicată potrivit unei norme
în vigoare și care prezintă toate garanțiile de accesibilitate, previzibilitate, etc. Ori această dispoziție din articolul 39, aliniatul 2, evident că îndeplinește aceste condiții, așa încât nu cred că ar fi o problemă. Vor fi rare, foarte rare situațiile, în primul rând pentru că această a doua condiție este destul de greu de îndeplinit. Sunt puține infracțiuni la ora actuală în partea specială care mai au un maxim special peste 20 de ani sau mai mare și pentru care legiuitorul nu prevede alternativ și detențiunea pe viață. Că dacă ai prevăzut detențiune pe viață alternativ, poți să o aplici direct pentru una dintre infracțiuni și atunci nu se mai pune problema. Deci vor fi foarte rare situațiile în care în practică ne putem întâlni cu această ipoteză, dar probabil nu e rău să fie atunci când față de numărul, gravitatea faptelor se consideră că este mai bine așa. Cu atât mai mult cu cât, așa cum știți, pe noul cod, detențiunea pe viață chiar devine detențiune pe viață, pentru că pe vechiul cod era cu numele detențiune pe viață, în sensul că la 60 de ani era obligatorie înlocuirea cu pedeapsa închisorii, scădeam ce a executat și indiferent ce făcuse în timpul ăsta, trebuia să-l pun în libertate dacă executase deja 25. Acum înlocuirea se face la 65, dar ceea ce este mai important, nu mai este obligator, este facultativă și se ține seama de conduita lui în timpul executării de celelalte elemente, așa încât detențiunea pe viață chiar are șanse să devină detențiune pe viață. Pentru că pe codul anterior, între 30 de ani de închisoare și detențiune pe viață, practic nu exista prea mare diferență. Acum, între 30 de ani și detențiune, riscă să existe o diferență mare, în sensul că detențiunea rămâne detențiune. O ipoteză particulară legată de sancționarea concursului apare în contextul în care avem acea dispoziție din articolul 62 privind amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Iarăși este o ipoteză mai rar de întâlnit în practică. Așa, cu titlu orientativ, ați aplicat vreodată până sau ați văzut vreo hotărâre prin care să se aplice pe nou cod închisoarea asta, amenda alături de închisoare pe 62? Eu n-am văzut niciuna, dar, mă rog, sigur, eu am acces la mai puține hotărâri prin forța împrejurărilor decât dumneavoastră. Da, deci nu prea, nu. Adică, sincer să fiu, din nou, cred că e un text de aplicație marginală. Nu cred că e un text la care să recurgem foarte frecvent, pentru că odată, atunci când avem o infracțiune care prin natura ei implică ideea de a obține un folos patrimonial, nu cum e vorba de marea majoritate a infracțiunilor contra patrimoniului, sigur, nu toate, că la distrugere n-am niciun folos patrimonial de regulă, dar, mă rog, marea majoritate sau infracțiuni de corupție, nu luare de mită sau așa mai departe, acolo legiuitorul, când a individualizat limitele legale de pedeapsă, a avut în vedere toate elementele care caracterizează această faptă, inclusiv folosul patrimonial pe care făptuitorul urmărește, așa încât nu știu cât eficiență mai are să adăugăm această amendă. Dar de ce aduceam în discuție această ipoteză în contextul sancționării concursului de care ne ocupăm? Ar fi posibil ca în structura unui concurs, chiar un concurs format din două fapte, să avem o infracțiune din aceasta care intră la 62 și pentru care instanța a ales să aplice și amenda, pentru că, evident, aplicarea acestei amenzi este întotdeauna facultativă, judecătorul decide dacă o adaugă sau nu. Și atunci, în măsura în care avem o asemenea pedeapsă și mai avem o altă faptă pentru care s-a stabilit doar amenda, se pune problema modului în care se determină pedeapsa rezultantă. Da? Avem o primă pedeapsă pentru o infracțiune din structura concursului, amendă, sau avem și a doua pedeapsă din structura concursului, care este o pedeapsă din această compusă pe 62, închisoare plus amendă. Când ajungem să le contopim, întrebarea care se pune, cum aplicăm tratamentul de la concurs? Facem un cumul aritmetic în sensul de închisoare plus amenda 1, adică practic asta era deja o pedeapsă, nu închisoare plus amendă, și
la care adăugăm cealaltă amendă, deci practic ajungem la închisoare plus amenzile cumulate aritmetic, sau aplicăm regula pe care o știm, dacă avem pedepse de natură diferită, contopim mai întâi între ele pedepsele din aceeași specie și atunci asigur că aici o să avem una dintre cele două amenzi la care adăugăm 1 pe 3 din cealaltă și asta o adăugăm la pedeapsa cu închisoare. Sigur, argumente pot fi aduse și în favoarea unei soluții și în favoarea celeilalte. În ceea ce mă privește, cred că prima soluție este de urmat. De ce? Pentru că în această pedeapsă compusă, să spunem, închisoare plus amendă, nu avem, de fapt, două pedepse care au o individualitate. Această pedeapsă este închisoare plus amendă și ea urmează regimul prevăzut pentru pedeapsa cu închisoare. Da? Dacă ne gândim la limitele pentru care putem să dispunem amânarea, sau dacă ne gândim la faptul că, spre exemplu, suspendarea sub supraveghere, nu o putem dispune pentru amendă, dar o putem aplica pentru o pedeapsă din asta compusă închisoare plus amendă și chiar ne spune textul ce se întâmplă dacă avem o asemenea pedeapsă cu privire la care am dispus suspendarea, că închisoarea rămâne suspendată, dar amenda se execută. Deci, practic, această pedeapsă compusă, închisoare plus amendă, repet, atunci când a fost aplicată pe 62, deci pentru o infracțiune prin care s-a urmărit obținerea unui fost material, urmează regimul pedepsei cu închisoarea. Și atunci, practic, închisoarea asta plus amenda ar trebui văzută ca o pedeapsă individuală, da, în compusă, da, ca un compozit, la care adăugăm cealaltă amendă și așa cred că am ajunge să avem închisoare plus amenda 1 plus amenda 2. A scoate din structura acestei pedepse compuse amenda pentru a o contopi cu cealaltă și apoi a o adăuga la închisoare înseamnă de fapt să desfacem această pedepsă compusă în absența unui text care să ne permită acest lucru. Sigur, dacă vreți să argumentați în sens contrar, tot de pe la suspendare găsiți un argument. Iată, la suspendare, deși pedeapsa este compusă, deși în principiu urmează regimul prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, totuși regimul de executare e diferit, că închisoarea se suspendă, amenda respectivă rămâne executabilă. Da, dar acolo avem un text care ne spune chestia asta. Alminteri, dacă nu am avea un text, ar urma să fie suspendată executarea cu totul. Da? Termenul de încercare, nu, și la amânare se determină în funcție de pedeapsa închisorii, nu de amendă și așa mai departe. Deci, de aceea, eu cred că într-o asemenea situație, prima dintre cele două modalități de calcul este cea care trebuie avută în vedere. Repet, asta nu înseamnă că nu se poate argumenta și soluția contrară. O ultimă chestiune legată de concurs sau de sancționarea concursului. Cer scuze că am cam multe formule pe ziua de astăzi, o să încerc să le fac cât mai digerabile. Vă amintiți ipoteza clasică pe care, care a făcut și obiectul unei decizii în RIL, aplicarea, sau mă rog, incidența concomitentă a dispoziției oferind anularea și revocarea unei suspendări condiționate. Ipoteza era aceea în care, în termenul de încercare al suspendării, se săvârșea o nouă infracțiune care ar fi atras revocarea, dar în același timp descopeream și o alta comisă anterior dispunerii suspendării, care a fost o cauză de anulare. Și întrebarea practică a fost neunitară, a intervenit în alta curte prin binecunoscuta decizie în RIL, în care a spus că se aplică și în mod corect, se aplică mai întâi anularea, pentru că era o cauză preexistentă suspendării și evident dacă aplicăm anularea nu se mai pune problema de aplicarea de revocare, pentru că nu mai avem ce să revocăm și, mă rog, formula de calcul, în opinia mea, comporta anumite rezerve, dar în fine. Ei, aceeași problemă poate fi identificată și cu siguranță ea va apărea în practică în contextul amânării aplicării pedepsei. La suspendare lucrurile rămân grosomodo cam aceleași, dar
ce se întâmplă dacă avem aceeași situație în cazul unei amânări. Practic, în termenul de supraveghere se comite o nouă infracțiune care ar atrage revocarea amânării și, concomitent, descoperim o alta săvârșită anterior hotărârii definitive prin care s-a dispus amânarea, o altă infracțiune care, evident, trebuie ar atrage anularea amânării. Din nou, avem o problemă legată de modul de calcul al pedepsei, rezultante. Sunt practic două posibile soluții. Prima este cea care, să spunem, e mai aproape de ceea ce a zis în alta curte în RIL. În sensul că anulăm și aplicăm tratamentul pe care îl atrage anularea, prin ipoteza am presupus că e vorba de un concurs, da, sigur, știm foarte bine că poate fi orice, da, ca să simplificăm lucrurile și, de fapt, aceasta este ipoteza care ne interesează în acest context. Și atunci, aplicăm dispozițiile referitoare la concurs între pedeapsa 1, cea care a făcut obiectul amânării, și pedeapsa 0, pedeapsa pentru infracțiunea descoperită ulterior, dar comisă înainte de amânare, da? Le contopim pe astea două, după care rezultanta o contopim cu cea care a fost comisă după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea în privința lui P1, dar știm că și la revocarea amânării aplicăm tot dispozițiile de la concurs. De ce? Pentru că nu avem o hotărâre definitivă de condamnare. Avem o hotărâre definitivă, dar nu de condamnare, ci de amânare. Varianta a doua ar fi aceea în care le contopim pe toate trei în condițiile concursului de infracțiuni, fără să facem o contopire parțială între primele două. În ceea ce mă privește, cred că într-o atare situație, dacă ele toate sunt concurente, pentru că n-am nicio hotărâre prin ipoteză de condamnare acolo, cred că soluția numărul 2 ar fi cea care ar trebui promovată. Deci, practic, nu mai fac, deși am anulat, nu aplic imediat tratamentul pe care mi l-ar atrage anularea între P0 și P1, ci constat că, de fapt, anulând, toate îmi sunt concurente. Repet, am asumat prin ipoteză că pentru P1, pentru I0, pardon, nu aveam deja o hotărâre definitivă de condamnare. Da? Deci ele, practic, sunt toate trei concurente și atunci aplic dispozițiile de sancționare a concursului. Practic, dintre cele trei, aleg pedeapsa cea mai grea, la care adaug 1/3 din suma celorlalte două. Cam acestea sunt, sigur, foarte pe scurt și în viteză modificările sau câteva din problemele pe care concursul le pune față de noile reglementări. Dacă dumneavoastră aveți eventuale întrebări, observații, contraargumente. Dacă nu, haideți să vedem câteva lucruri despre ce se întâmplă în materia recidivei. Așa cum știți, noul cod aduce câteva modificări legate de condițiile de existență, nu mai avem recidivă mică, majorăm termenul 1 al recidivei la o pedeapsă mai mare de un an față de mai mare de 6 luni, cum era în vechea reglementare, și respectiv pentru termenul 2 se prevede o pedeapsă de data asta legală, deci cu un maxim special de cel puțin un an. Față de dispozițiile concursului, v-aș supune atenție o ipoteză legată de existența sau inexistența primului termen al recidivei. Am văzut păreri diferite exprimate în literatura de specialitate și, pentru că părerile aparțineau unor magistrați, probabil că și în practică soluțiile sunt diferite. Ipoteza nu e nouă. Ea exista și discuția nu e nouă, ea exista și sub imperiul codului anterior. Dacă la primul termen aveam un concurs de infracțiuni, dacă toate infracțiunile respective, și discuția acolo era un raport de limita de 6 luni, pedeapsă mai mare de 6 luni pe care o aveam la primul termen, mutatis mutandis, discutăm de un an acum. Aveam, să spunem, trei infracțiuni,
fiecare cu pedeapsă sub 6 luni, dar rezultanta lor dădea mai mult de 6 luni. Aveam sau nu aveam recidivă într-o atare situație? Dacă sau la momentul respectiv puteam avea recidivă în două ipoteze. Fie în situația în care toate erau intenționate. Da? Practic, deși aveam toate trei pedepsele sub 6 luni, toate erau intenționate și nu intra niciuna sub incidența lui 30, fostul 38. Dacă rezultanta lor era mai mare de 6 luni, o luam ca atare, ca prim termen al recidivei și lucram cu ea așa cum știm. Sau, dacă aveam în structura concursului și o infracțiune din culpă, atunci opinia majoritară și, zic eu, soluția corectă era în sensul că puteam avea recidivă doar dacă una din pedepsele stabilite pentru faptele intenționate era mai mare de 6 luni. Dacă toate erau mai mici de 6 luni sau, în structura noului cod, mai mici de un an și aveam și intenționate și din culpă, nu puteam să asumăm că sunt îndeplinite condițiile primului termen al recidivei. De ce? Bun, aveam una de 4 luni, una de 5 luni, una de 3 luni, una de 2 luni și în final îmi ieșea o pedeapsă de 7 luni. În esență erau îndeplinea condiția să fie mai mare de 6 luni, dar nu aveam de unde să știu cât din alea 7 luni era reprezent sau corespundea infracțiunilor intenționate și cât corespundea infracțiunilor din culpă. Prin urmare, in dubio pro reo, admiteam că nu putem lua în calcul respectiva pedeapsă ca prim termen al recidivei. Sub imperiul actualului cod s-a perpetuat într-o opinie aceeași soluție, spunând dacă pedepsele sunt sub un an și în structura concursului avem și fapte intenționate și fapte din culpă, rezultanta, chiar dacă e mai mare de un an, nu îndeplinește condițiile pentru recidivă. Cred că de data asta lucrurile sau soluția trebuie să fie văzută altfel. Pentru că vechiul sistem de calcul al pedepsei pentru concurs, într-adevăr, nu ne permitea să știm cât din pedeapsa aceea rezultantă revine infracțiunilor intenționate. Dar acum, asta este o chestiune matematică. Prin urmare, de data asta, și am luat un exemplu, da? Spune că avem 3 infracțiuni intenționate, I1, I2, I3, cu 7, 8, 9 luni și mai avem o infracțiune din culpă, tot concurentă cu ele, pentru care instanța a stabilit 6 luni. Avem o rezultantă, 9, că e cea mai mare, plus 1 pe 3 din celelalte, care îmi dau 21 împărțit la 3, 9 plus 7, 16 luni. Adică, evident, mai mult de un an. Și se spune, o asemenea pedeapsă nu este prin termen al recidivei. Păi de ce n-ar fi? Pentru că, de data asta, noi putem să calculăm cu precizie matematică și să știm cât din pedeapsa asta rezultantă revine infracțiunilor intenționate. Cu alte cuvinte, constatăm că dacă lăsăm deoparte infracțiunea din culpă, dacă ar fi fost doar cele intenționate, care era pedeapsa pentru concurs? Păi 9 plus o treime din suma celor 3 intenționate, din cele, adică celelalte 2 intenționate, 7 plus 8, adică o treime din 15, nu știu ce am scris 14, era cam târziu când făceam eu slide-urile astea și probabil că de aceea. Așa, noroc că rezultatul mi-a dat bine. Așa, adică 9 plus 5 luni, 14 luni. Foarte bună pedeapsă care să fie prin termen al recidivei. Pentru că alminter să spun că într-o atare situație nu am un termen al recidivei, este o soluție care poate fi combătută din cel puțin două perspective. Pe de o parte, înainte se spunea in dubio pro reo, da? Nu știu cât din pedeapsa rezultantă revine faptelor intenționate. Păi aici nu mai avem niciun dubiu, pentru că aici știm sau putem determina, fără niciun fel de dubiu, cât ar fi fost pedeapsa rezultantă pentru infracțiunile intenționate. Și doi, nu mi se pare nicio soluție echitabilă, pentru că dacă omul nostru ar fi săvârșit doar I1, I2, I3 și se oprea, era recidivist, da? Cu toții suntem de acord, nu cred că are nimeni vreun dubiu. Dar dacă bonus a mai săvârșit și o infracțiune din culpă,
Păi, în cazul ăsta nu mai e recidivist, pentru că, vezi, Doamne, e promoție, nu? Dacă săvârșești, e 4 la preț de 3 sau e 4 la preț de 2. Sigur, o să spuneți, păi bun, dar și înainte era la fel, nu? Că săvârșea 3 intenționate și la 4 din culpă și îl scoteam din zona recidivei. Da, dar de ce? Pentru că nu puteam ști, ne întoarcem la prima condiție, pentru că nu puteam ști cât din pedeapsa rezultantă aparține sau corespunde faptelor intenționate. Deci, într-o situație de genul ăsta, eu n-aș avea nicio reținere în a considera că pedeapsa de 16 luni, da, este prim termen al unei recidive, dacă, sigur, după condamnarea definitivă pentru acest concurs, el săvârșește o nouă infracțiune. Da, sigur că dumneavoastră decideți dacă e așa sau nu. Dacă sunt totuși întrebări sau observații. Cea mai grea infracțiune pedeapsa pentru cea din culpă? Se poate întâmpla și asta și o să lucrăm cu ea în structura. Deci, după, evident, noi după aceea când verificăm îndeplinirea condiției, ne raportăm doar la cele intenționate, deci la cele trei, chiar dacă pentru asta din culpă am fi avut 10 luni, să spunem, o lăsăm oricum deoparte și vedem cât ar fi fost rezultanta concursului pentru cele trei intenționate, dacă ne dăm mai mult de un an, asumăm că sunt îndeplinite condițiile recidivei, dar nu avem ce să facem, lucrăm după aceea cu pedeapsa rezultantă pentru un deci când aplicăm tratamentul de la recidivă, lucrăm cu pedeapsa de 16 luni sau 17 luni sau cât o fi ieșit ea, deci ceea ce făceam de altfel și în și sub imperiul codului anterior, nu, dacă aveam un concurs la primul termen în care aveam una intenționată pentru care avea un an și una din culpă pentru care avea 5 și instanța zicea 5 rezultanta și după aceea am comitea o alta în stare de recidivă, evident că în tratamentul sancționator al recidivei lucram cu pedeapsa de 5 ani, de la primul termen, nu cu pedeapsa de un an. Deci această separare o facem doar pentru a verifica dacă pedeapsa respectivă poate sau nu să fie reținută ca prim termen. După care, în aplicarea tratamentului pentru recidivă, lucrăm cu pedeapsa întreagă, deci cu pedeapsa care corespunde întregului concurs, inclusiv fapta din culpă și inclusiv în situația în care, să spunem, pedeapsa de bază din structura concursului ar fi cea aferentă infracțiunii din culpă. Alte întrebări sau observații? Da, vă rog. Dacă anticipezi ceva ce vreau să spuneți mai târziu, îmi cer scuze, îmi puteți răspunde când îi vine rândul, numai că în contextul în care ați vorbit despre concurs, aș pune întrebarea pentru a face diferența între concurs și infracțiunea continuată atunci când avem o pluralitate de subiecții pasivi. Poate ați putea să detaliați un pic care este sensul noțiunilor de subiect pasiv principal, subiect pasiv secundar, așa cum sunt menționate ele în legea de punere în aplicare cu referire la art 35 da. Din codul penal. Practic, acolo ceea ce am avut în, sau ceea ce s-a avut în vedere în LPA a fost în principal situația infracțiunilor complexe. Unde, sigur, prin natură, dacă obiectul juridic este eterogen, nu, am două valori sociale de natură diferită, atunci, evident, avem un obiect juridic principal și unul secundar și, evident, și titularii pot să fie diferiți și, sigur, calitatea de subiect principal sau secundar decurge din aceasta. Obiectul principal și subiectul principal căruia aparține această valoare socială, o determinăm în esență în funcție de locul în care apare în cod infracțiunea respectivă. De aceea tâlhăria e o infracțiune contra patrimoniului, prin urmare, chiar dacă, sigur, putem fi tentați să spunem că poate valoarea, sau așa la o judecată în abstract, o valoare legată de persoana umană, integritatea fizică și așa mai departe, ar fi mai importantă decât patrimoniul, legiuitorul a stabilit că în cazul infracțiunii de tâlhărie, obiectul juridic principal este integritatea patrimoniului, deci subiectul pasiv principal este cel căruia îi aparține această valoare socială. Pe cale de consecință, pot să am infracțiune continuată dacă subiectul pasiv principal, să spunem, proprietarul bunurilor sustrase este același, chiar dacă persoanele fizice lovite sunt diferite. Nu? Eu au hotărârea, să spunem, să sustrag, nu știu,
în mai multe tranșe, în zile diferite, bunuri de la un depozit de materiale, de construcții, să spunem, și îmi reprezint că voi folosi amenințare sau violențe împotriva paznicilor pe care îi găsesc acolo. Sigur că se întâmplă, nu, să fie paznici diferiți, în ture diferite, nu contează, fapta poate să îmbrace forma infracțiunii continuate dacă celelalte condiții sunt îndeplinite, pentru că subiectul pasiv principal este, unic. La fel se întâmplă în cazul, să spunem, al infracțiunii de ultraj, în măsura în care am, sigur, unitate de rezoluție infracțională, pot să rețin infracțiune continuată chiar dacă, să spunem, funcționarul ultragiat este diferit. Sigur, aici la ultraj lucrurile sunt un pic mai complicate, nu din perspectiva acestei condiții, ci a unității de rezoluție, pentru că în general acolo se leagă oarecum rezoluția și de persoana subiectului pasiv și e mai greu, sau sunt mai rare situațiile în care la diferite, să iau hotărârea că la diferite intervale de timp să săvârșesc acte care ar îmbrăca forma ultrajului și care să aibă subiect pasiv diferit. De regulă am ce am cu un anumit funcționar, cu polițistul, cu judecătorul, cu procurorul, dar nu cu care o fi. Sigur, pot să-mi reprezint și așa, că eu mă duc în audiență la parchet joia și îl înjur pe procurorul de serviciu, care o fi ăla, că nu se rezolvă nu știu ce. Bun, ok, într-o atare situație putem avea o infracțiune în formă continuată. Dar aici sunt mai rare situațiile în care ar îmbrăca forma continuată, dar, repet, nu datorită problemei că nu am unitate de subiect pasiv la ultrajul judiciar, ci din cauza că, pentru că, evident, valoarea socială este buna funcționare a justiției, obiectul juridic principal și, deci, și subiectul pasiv principal, dincolo de magistratul ultragiat efectiv. Dar aici e mai greu de realizat condiția unității de, de rezoluție. Cam în acești parametri a fost gândită problema cu subiectul principal și subiectul secundar. Nu este singurul, sigur că e o chestiune, să spunem, mai nouă, oarecum până acum nu prea am întâlnit-o în legislație, era mai mult o chestiune de teorie, subiect principal, subiect secundar, dar nu este singura ipoteză în care în contextul noilor reglementări apare o asemenea distinție. V-aș trimite de pildă spre 36.3 din codul penal, care reglementează tratamentul pentru infracțiunea complexă când s-a produs doar urmarea specifică acțiunii secundare. Iarăși, din nou, se discută de o acțiune principală, o acțiune secundară și așa mai departe. Deci, mai sunt astfel de elemente. Dar, revenind la întrebare, în felul acesta trebuie înțeleasă. E adevărat că probleme riscă să apară, după părerea mea, nu în cazul infracțiunilor din cod. Pentru că în cazul infracțiunilor din cod, lucrurile sunt clare, cel puțin e mult mai ușoară identificarea obiectului juridic principal, deci a subiectului, datorită plasării într-o grupă sau altă de infracțiuni. Poate că riscăm să avem o problemă legată de infracțiuni din legislația specială. Și e suficient să ne gândim, de pildă, înainte de intrarea în vigoare a codului, la traficul de persoane. Traficul de persoane era o infracțiune contra persoanei sau nu era o infracțiune contra persoanei? Bun, acum lucrurile sunt clare, e infracțiune contra persoanei. Dar pe legea 678 era sau nu era? Dacă e să ne luăm după modul în care în alta curte a motivat RIL-ul privind decizia pronunțată în RIL privind săvârșirea faptei respective în formă continuată, ai fi zis că n-a perceput-o ca o infracțiune contra persoanei, pentru că, deși n-a spus-o în mod evident nicăieri că nu ar fi, dar în motivare se făcea o paralelă cu furtul, că așa cum cel care fură mai multe bunuri săvârșește o infracțiune continuată, tot așa și cel care trafică mai multe persoane săvârșește o infracțiune în formă continuată.
Era o întrebare, până la urmă, e... Și vedeți, chiar și în cazul unora dintre infracțiuni, în reglementările succesive, legiuitorul poate să schimbe optica privind, privind ierarhia celor două obiecte juridice, pentru că, să nu uităm, tot în zona asta, nu, proxenetismul devine pe nou cod o infracțiune contra persoanei, ceea ce nu era în contextul codului anterior. Tăinuirea o aveam ca o infracțiune contra patrimoniului în codul, în codul anterior, deși era cam greu de identificat subiectul pasiv în contextul respectiv. Acum, cum cred eu că e mai bine să fie, ea face parte din categoria infracțiunilor care aduc atingere în făptuirii justiției. Deci, în timp, legiuitorul poate să regândească, pentru că, în mod evident, nu, și tăinuirea ducea atingere și bunului mers al justiției și, într-o anumită măsură, să spunem, patrimoniul. Care era valoarea principală? Păi valoarea principală era patrimoniul pe codul vechi, fiindcă era acolo. Valoarea principală este justiția pe codul nou, pentru că este în această categorie. Deci aici sunt probabil mai mici șansele să apară probleme, dar putem avea probleme în ceea ce privește incriminările din zona legislației speciale, care au rămas și, mă rog, n-au fost aduse în cod și în cazul cărora de regulă, sau, mă rog, e mai puțin evident, să spunem, subiect. Că, bun, la cele cu evaziunea fiscală, bun, e mai clar că nu își pune cineva problema că ar fi contra persoanei sau până. Dar de aceea pot apărea astfel de situații. Dar măcar pentru cele din cod, cred că lucrurile în această manieră ar trebui văzute. Nu știu dacă am... Da? Condiția subiectului pasiv oare trebuie raportată și la rezoluția făptuitorului? Mă gândesc la ipoteza în care se sustrage un bun, în care se găsesc bunurile și a altor persoane. Bine, acolo nu am avea o problemă, pentru că de regulă într-o asemenea fără ca făptuitorul să bănuiască că exact, pot aparține acolo de regulă, oricum nu s-ar pune problema, pentru că operează eroarea. Și acolo, în mod evident, încadrarea o facem în funcție de reprezentarea lui. Vă mai amintiți, poate, practica de pe vremuri când aveam bunuri aparținând avutului obștesc și avutului personal, nu? Și în mod normal erau, dacă furai și un bun din avutul obștesc și un bun din avutul personal, aveai un concurs de infracțiuni, erau două infracțiuni. Dar dacă, bun, dădea asta o spargere la frizerie și pe lângă bunuri pe care le fura și care aparțineau unității socialiste, care era frizeria, mai sustrăgea și niște bunuri personale ale frizerului, că mai avea și el duse de acasă niște perii și piepteni pe acolo, se reținea o singură infracțiune, pentru că omul nu a prevăzut că aduce atingere și avutului personal. Deci din acest punct de vedere, nu cred că vom avea probleme. Acum, e clar că rezoluția infracțională uneori se formează, să spunem, mai centrat pe persoană și alteori mai centrat pe bun sau pe altceva, pentru că și aici n-am fost niciodată de acord cu vechea teorie care spunea că la infracțiuni contra patrimoniului rezoluția se focalizează pe bun și la infracțiuni contra persoanei rezoluția se focalizează pe persoană. Sigur, de multe ori era, așa era, dar erau și situații în care regula asta nu funcționa, nu era suficient să ne gândim la o infracțiune de distrugere. Păi, în general, dacă distrug, iau toporul și fac țândări un autoturism, n-am eu o problemă cu bunul ăla. Rezoluția mea de regulă e legată de proprietarul bunului, dar vreau să-i fac o bucurie lui Popescu. Și din acest punct de vedere, nu pot să spun. La fel cum, dacă, spre exemplu, la o violare de domiciliu, rezoluția poate să fie legată de o persoană, că știu că acolo stă doctorul Popescu și vreau eu să văd ce are în casă, sau rezoluția e legată de niște bunuri, nu știu cine e proprietarul și nici mă interesează, dar e o vilă mare, frumoasă și știu că de acolo aș putea să sustrag ceva și intru acolo. Deci lucrurile sunt diferite de la caz la caz și în ceea ce privește nașterea sau conturarea acestei rezoluții. Alte? Da, vă rog. În legătură cu concurs, pedeapsa pentru concurs și pedeapsa pentru infracțiunea continuată,
Nu știu ce motive s-au invocat pentru declararea neconstituțională a tratamentului sancționator al concursului, dar vreau să vă întreb. Mi se pare că este neconstituțional, se face o diferență, de pildă, dacă ai un concurs de infracțiuni, de furturi săvârșite în dauna a unor persoane diferite, în temeiul aceleași rezoluții infracționale și exact aceleași fapte le săvârșești împotriva acelui subiect pasiv, mi se pare că este inechitabil ca odată să ai un anume tratament sancționator, iar la a doua oară alt tratament sancționator. Da, acum, între altele și ăsta a fost unul din argumentele în câteva din excepțiile de neconstituționalitate, o să vedem ce spune curtea. Dar, din punct, dacă ne ducem în timp, din punct de vedere istoric, infracțiunea continuată a fost gândită la vremea ei tocmai ca o modalitate de a evita aplicarea regulilor de la concurs, de a institui un tratament sancționator mai blând. Sigur, trebuie să ne ducem mult înspre evul mediu, în care, când știm și, mă rog, era până la urmă și în legiuirile noastre până prin secolul XVIII, când al treilea furt era sancționat cu moartea. Da? Cel care fura a treia oară era spânzurat. Și atunci, ca să se evite această regulă a lui tres furtibus, regula celui de-al treilea furt, juriștii italieni au zis, domnule, stai un pic, asta nu e că, de fapt, nu sunt trei furturi, de fapt, e unul care are trei acțiuni. Și în felul ăsta a fost gândită infracțiunea continuată la origini, tocmai exact ca o formă atenuată care să permite evitarea tratamentului de la concurs. Deci, din punctul ăsta de vedere, ea așa s-a născut, ca aducând un tratament diferit, adică dacă se reținea concurs, spânzurau și dacă era infracțiune continuată, mă rog, mergea la închisoare. Dar, dincolo de asta, sigur, ne putem întreba și ne-am întrebat, poate nu destul, nu îndeajuns, dacă se mai justifica menținerea incriminării infracțiunii continuate. Pentru că, până la urmă, nu știu dacă e neapărat mai puțin periculos cel care comite fapta în baza unui plan bine determinat, bine stabilit, față de cel care profită de niște situații, conjuncturi favorabile pentru a comite același număr de fapte. Să nu uităm, pe de altă parte, că, cel puțin în materie de criminalitate organizată, de regulă, oamenii ăștia lucrează planificat. Deci acolo cam avem unitate de rezoluție din punctul ăsta de vedere. Și dacă mai avem și infracțiuni, gen trafic de droguri, trafic de arme și așa mai departe, care au și subiectul pasiv, e ok, acolo avem numai infracțiuni continuate. Bun, e mai periculos sau mai puțin periculos, e de discutat. Tocmai de aceea, în condițiile în care s-a năsprit tratamentul de la concurs, am încercat ca infracțiunea continuată sau infracțiunii continuate să-i restrângem domeniul de incidență, să rămână o excepție pentru situații, să spunem, foarte puțin numeroase și, în principiu, mai puțin periculoase. Acum, sub rezerva ce spuneam, nu știu dacă e neapărat întotdeauna adevărat că e mai puțin periculos cel care comite o infracțiune în formă continuată. Dar eu cred că am fi avut o problemă mai mare dacă infracțiunea continuată rămânea reglementată cum a fost, în sensul că puteam să includem acolo fapte comise la oriunde, oricând și așa mai departe, sub umbrelă generoasă a unei rezoluții infracționale unice, care de fapt nu există niciodată, sau în orice caz nu în forma unei rezoluții determinate, pentru că atunci, într-adevăr, pe aceeași faptă sau aceleași 10 furturi comise în dauna 10 subiecți pasiv diferiți, o instanță ar fi considerat în continuare că e vorba de o infracțiune continuată și inculpatul primea 4 ani, și altă instanță considera că este un concurs și inculpatul primea 14. Cred că acolo, într-adevăr, am făcut-o. Aici, bun, există o condiție care vizează tocmai restrângerea domeniului de incidență și părerea mea este că
ar trebui să fie suficientă această diferență pentru a justifica diferența de tratament, pentru a nu intra într-o zonă de tratament lipsit de o bază obiectivă și rezonabilă care ar putea fi calificat ca discriminatoriu. În măsura în care curtea va, veni și va spune că există o încălcare a principiului egalității aici, părerea mea este că remediul trebuie să fie suprimarea infracțiunii continuate. Bun, sigur, asta nu înseamnă că nu se poate umbla și la tratamentul de la concurs, în sensul ce spuneam anterior, dar cred că dacă vom avea această problemă de constituționalitate, cred că remediul ar trebui să fie renunțarea la instituția infracțiunii continuate. S-a spus că bun, o avem din codul Carol II, e o chestiune de tradiție, hai să o păstrăm. Bun, am păstrat-o, dar s-ar putea să ajungem la concluzia, cum spuneți asta, că mai mult creează probleme decât ajută. Sau sancționarea ei ca la concurs, cum era și înainte. Sancționarea ca la concurs nu se poate, pentru că la infracțiunea pe actualul sistem de sancționare de la concurs, pentru că la infracțiunea continuată nu fac individualizare de pedepse pe acțiunile respective, pe acțiunile individuale, și atunci acolo n-am cum să aplic tratamentul de la concurs. Înainte mergea, de ce? Fiindcă la concurs n-aveam o formulă matematică, era o chestie. Deci ori revenim cu tratamentul de la concurs la ce am avut, ceea ce nu cred că e ok, și atunci, sigur, se poate unifica în așa cum a fost înainte, dar dacă tratamentul de la concurs rămâne așa, că pedeapsa cea mai grea, plus un spor, nu știu, că rămâne 1/3, că o să fie mai mic, că va fi între 1/5 și 1/2, mă rog, se pot găsi variante, sau cu o limitare. Dar un astfel de tratament nu este transpozabil în materia infracțiunii continuate, fiindcă acolo n-am decât maximul special la care eventual pot să dau un spor. Și bun, sporul ăla poate fi facultativ sau obligatoriu, dar oricum nu o să ajung niciodată să am pe aceleași 10 fapte de furt, să am aceeași pedeapsă dacă e continuată sau dacă e concurs, în măsura în care sistemul de la concurs rămâne în forma asta de calcul matematic precis. Am înțeles. O întrebare mai tehnică. Infracțiune intenționată, se aplică o pedeapsă de 2 ani, rămâne definitivă, se execută în penitenciar. Condamnatul evadează, comite infracțiunea de evadare, să spunem, cu toate elementele ei constitutive din penitenciar, și în stare de evadare fiind, mai comite un furt calificat ca să-și procure mijloacele de existență. Pentru toată această pluralitate foarte complexă, cum calculăm în etape pedeapsa? Haideți că mergem, am o poveste despre ea și haideți că mergem înainte și... Nu, dacă mai sunt alte întrebări până la acest punct, dacă nu mergem înainte și... Bun, ok, haideți că ajungem la recidivă. Am rezolvat atunci problema cu primul termen, am văzut cu îndeplinirea condițiilor, poate reușesc să și mișc ceva cu slide-urile astea. Bun, regula de sancționare la recidivă se simplifică, nu? Și așa cum știți... Înainte era complicat, era cel mai bun subiect de picat studenții la examen, tratamentul sancționator la recidivă. Restul rămas neexecutat la momentul comiterii cele de-a doua, contopit așa, după care mai scădeam ce s-a executat de la... Acum simplu, A plus B, da? Restul sau pedeapsa de la primul termen plus pedeapsa de la termenul 2. Dacă la termenul 2 există un concurs de infracțiuni, știți că a fost o discuție lungă în doctrină și în practică, și practica a rămas neunitară până la abrogarea codului anterior. Dacă avem și concurs și recidivă, deci dacă la termenul 2 al recidivă avem un concurs, aplicăm mai întâi concursul sau mai întâi recidivă? Opinia, aș zice eu, majoritară se conturase în sensul că mai întâi recidiva și după aceea concursul, dar au fost instanțe sau magistrați care au aplicat până în ultima zi invers, mai întâi concursul și, pe urmă, recidiva. Acum, ca să nu mai avem această dispută și ca să se impună un mod unitar de soluționare, articolul 43 aliniatul 2 spune clar, dacă avem un concurs la termenul 2 și cel puțin una din infracțiunile concurente îndeplinește condițiile pentru recidivă, urmează să aplicăm mai întâi dispozițiile referitoare la concurs, da? După care rezultanta o adăugăm la pedeapsa de la primul termen sau la restul rămas neexecutat din această pedeapsă. Deci, practic, avem, prin ipoteză, pedeapsa P1 care era definitivă, începută sau nu executarea, se comit două infracțiuni, I2, I3,
se aplică mai întâi, se stabilesc, evident, pedepsele aferente, pe 2, pe 3, se aplică mai întâi dispozițiile referitoare la concurs între pe 2 și pe 3, da? Deci pedeapsa cea mai grea plus 1 pe 3 din cealaltă, și această rezultantă se adaugă la pedeapsa pe 1 sau, sigur, după caz, la restul rămas neexecutat din această pedeapsă pe 1. Deci, din acest punct de vedere, s-au simplificat lucrurile. De ce această schimbare? Pentru că vă spuneam, sau de ce neapărat această dispoziție? Sigur, pe vechiul cod, iarăși, în condițiile în care tratamentul era bazat pe un spor facultativ și variabil și la concurs și la recidivă, până la urmă, nu era o chestiune care să conducă la rezultate fundamental diferite dacă aplicam mai întâi concursul și după aceea recidiva sau invers. Acum însă, soluțiile sunt diferite, mai ales în situația în care fie restul rămas neexecutat de la primul termen este mare. Imaginați-vă de pildă că acest P1 ar fi un rest de vreo 8 ani, să zicem, într-o pedeapsă de 10. Dacă aplicăm mai întâi recidiva, ce facem? Păi, la I2, la P2, da, adăugăm restul ăsta rămas neexecutat. Adică o să avem P2 plus 8. La P3 adăugăm restul rămas neexecutat. O să avem P3 plus 8. Și tot așa până la PN, dacă avem N infracțiuni în concurs, PN plus 8. După care aplicăm concursul în sensul că din astea P1 plus 8, P2 plus 8, plus așa, o alegem pe cea mai grea, plus 1 pe 3 din alealte, dar alealte înseamnă fiecare plus 8, plus 8, plus 8, plus 8. Ceea ce ar fi condus la o pedeapsă rezultantă care, fără prea multe dificultăți, bătea spre maximul general. Și atunci s-a considerat că e mai rezonabil să se impună aplicarea dispozițiilor referitoare la concurs între pedepsele stabilite pentru infracțiunile de la termenul 2 și la rezultanta astfel obținută adăugăm o singură dată, acel 8 în exemplul nostru, restul rămas neexecutat. Sigur, pedeapsa, alminter, pedeapsa ar fi fost mare în măsura în care restul era mare și mai ales dacă și pedepsele erau mai multe în structura concursului. Că dacă aveam numai două, oricum, sigur că e diferit, dar ar fi fost considerabil mai mult dacă ar fi fost 5-6 infracțiuni concurente. Și de aceea s-a preferat, pentru a nu genera o practică neunitară, dar o practică neunitară cu consecințe directe în planul pedepsei aplicabile, s-a mers pe ideea inversării regulii, hai să zicem, majoritare sub imperiul codului anterior și a aplicării mai întâi a dispozițiilor referitoare la concurs și apoi a celor referitoare la recidivă. Da, vă rog. Vă rog. Același text, 43 alineatul 2, îl aplicăm și în ipoteza în care una dintre P3 ar fi concurentă cu P1 și doar, adică una este în stare de recidivă, una dintre pedepsele concurente, da, este în stare de recidivă față de T1. Înțeleg ipoteza. Dar celelalte sunt concurente cu pedeapsa care reprezintă termenul 1 al recidivei. Aplicăm tot alineatul 2? E aplicabil? Eu acolo aș merge un pic diferit. De ce? O să folosesc așa pe post de ciornă chestia asta. Dacă, deci practic ar fi o situație, ca să fim mai clari, să spunem, deci avem o hotărâre definitivă de condamnare, o pedeapsă în curs de executare și omul nostru în timpul executării săvârșește o infracțiune. Bun. O situație clasică de recidivă, presupunând că se împlinesc condițiile. Și concomitent, mai descoperim o faptă comisă anterior primei condamnări, despre care nu știa nimeni nimic și care inevitabil este concurentă și cu prima, adică și cu cea de la termenul 1, concurentă și cu cea de la termenul 2. Este, dacă vreți, situația pe care o aveam la anulare și revocare, la suspendare, numai că aici nu avem aici ne lipsește suspendarea, da? Deci aici practic avem doar hotărârea definitivă cu executare. Într-o atare situație, eu cred că nu era și pe codul vechi, nu era aplicabil RILU, pentru că RILU se referea, și în modul de calcul, pentru că RILU se referea strict la ipoteza
de anulare, revocare, suspendare. Și din punctul meu de vedere, cred că aici mai degrabă aș aplica dispozițiile referitoare la recidivă, în sensul de a avea un P, o să-l iau pe ăsta și o să-l modific un pic, așa, pur și simplu ca script, mă lasă, nu știu dacă mă lasă. Deci ar fi ceva de genul, ops. Așa, deci practic aici aș avea, din punctul ăsta de vedere, în fine, vă spun că informatica mă depășește. Gata, poate totuși. Așa, deci practic aș aplica mai degrabă tratamentul de la recidivă în situația asta, după care între această rezultantă și P1 aș aplica dispozițiile referitoare la concurs. Da? Deci ar fi o chestie de genul ăsta. Și o să vă spun și de ce cred eu că e așa. Ok. Deci, nu știu dacă cel puțin ipoteza de lucru s-a înțeles pentru toată lumea. Da? Deci, practic, avem o pedeapsă, în cazul nostru, nu le-am notat eu foarte bine și din punctul ăsta de vedere, da, deci șterg asta și deci practic avem pedeapsa P2 care a fost aplicată printr-o hotărâre definitivă, se află în curs de executare, da? În timpul executării, omul nostru comite infracțiunea I3, pentru care la momentul judecării stabilim pedeapsa P3. Aici avem o situație clasică de recidivă. Da? P2-ul e primul termen, P3-ul e al doilea termen. Și, concomitent, spuneam, descoperim o altă infracțiune, P1, pentru care o să stabilim tot acum P1, că prin ipoteză nu știam despre ea, deci, practic, ea nu a făcut obiectul unei hotărâri de condamnare, așa încât P1 este concurentă și cu P2, este concurentă și cu P3. Și atunci, întrebarea e dacă aplicăm mecanismul pe care l-am văzut jos, adică 43 aliniatul 2, sau aplicăm altfel pedeapsa. Mie mi se pare că 43 aliniatul 2 pe text nu se aplică în această situație. De ce? Pentru că textul spune foarte clar, textul are în vedere existența unui concurs de infracțiuni la termenul 2 al recidivei. Ceea ce nu se întâmplă în cazul nostru. Da? Practic, noi nu avem după condamnarea definitivă două infracțiuni concurente, da? Care este de fapt ipoteza de lucru pentru articolul 43 aliniatul 2. Vedeți, se spune când înainte ca pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată, sunt săvârșite mai multe infracțiuni concurente. Deci e clar că săvârșirea trebuie să se facă după condamnarea definitivă, dar înainte ca pedeapsa să fie executată sau considerată ca executată. Și atunci, mie mi se pare că 43.2 nu este aplicabil în speța asta și mecanismul firesc de lucru, care să-mi permită să valorific toate sau fiecare formă de pluralitate în mod corect, ar fi să dau prioritate recidivei, după care să aplic dispozițiile referitoare la concurs. De ce? Pentru că în felul ăsta, spuneam, P2 și P3 se află în stare de recidivă una față de alta, adică P3 față de P2, și atunci aplic tratamentul între ele, adică cumul aritmetic, după care aplic valorific concursul în care se găsește și P1, și față de P2, și față de P3. Că dacă e în concurs față de fiecare din ele, e normal să aplic tratamentul față de rezultanta lor. Dacă fac invers, să aplic mai întâi dispozițiile referitoare la concurs și după aceea să adaug pedeapsa sau restul rămas din ea, ajung să valorific o formă de recidivă care nu există, pentru că o să ajung, dacă aplic tratamentul de la concurs și în raport de rezultanta concursului aplic tratamentul de la recidivă, asta ar presupune că de fapt aș avea recidivă față de ambele din paranteză. Sigur, se poate spune, păi de ce față de ambele, fiindcă 43.2 spune că e suficient față de una. Da, 43.2 nu mi-e aplicabil, zic eu, adică am în altă ipoteză decât cea din 43.2, pentru că acolo am în vedere situația în care la termenul 2 al recidivei am un concurs de infracțiuni. Și dacă mai vreți un ultim argument, într-o situație de genul ăsta nu există riscul
despre care vorbeam, să avem să ajungem la o pedeapsă rezultantă foarte mare ca urmare a unui res mare și ca urmare a unui număr mare de infracțiuni. Pentru că, evident, câte infracțiuni vom putea descoperi săvârșite anterior primului termen al recidivei despre care nu știa nimeni nimic. De regulă sunt mai puține. De aceea, eu cred că în speța dumneavoastră nu aplicăm 43.2-ul și soluția ar fi ceva în genul acesta. Da? În aceeași ipoteză, dacă am avea și 43.2-ul aplicabil, punem și un pe 4. Deci, identică ipoteza ca până acum, numai că avem și un pe 4 comis după. Cum procedăm? Facem mai întâi între pe 3 și pe 4, pe care îl facem după aceea cu pe 2 recidivă și... Da, bună întrebare. Că l-am avea aplicabil, da. Atunci avem ipoteza de la 43.2 e îndeplinită asta. Corect, pe de altă parte, având într-o atare situație mai multe infracțiuni la termenul 2, probabil că acolo soluția ar fi mai degrabă să o separăm pe bucăți, în sensul că să rezolvăm mai întâi termenul 2 al recidivei, deci rezolvăm concursul ăla de acolo și după aceea cu pedeapsa aia facem exact ceea ce făceam aici, în formula pe care vă propuneam, dar în loc de P3, de fapt ar fi rezultanta concursului de la termenul 2. Deci acolo, față de dispoziția expresă din 43.2, pentru concursul ăla de la termenul 2, cred că trebuie să rezolv mai întâi. Adică acolo unde am... Da. Pe 1 nu-i la termenul 2. Aici e problema. Pentru că, deci, situația asta este atipică. De ce? Pentru că am o faptă care mi-e concurentă și cu termenul 1 și cu termenul 2. Pentru că, alminteri, lucrurile sunt foarte clare. Nu? Dacă, de exemplu, la termenul 1 am un concurs și, deci, presupun că am două hotărâri definitive de condamnare, dar nu s-a făcut contopirea, că n-a făcut omul nostru contestație la executare, nu s-a prins nimeni. Și da, ele sunt definitive amândouă pentru două fapte concurente și acum mi-o comite pe a treia. Ce fac? Păi mai întâi rezolv termenul 1, nu? Mai întâi fac contopirea celor de la termenul 1 și după aceea mă duc să văd ce se întâmplă cu termenul 2. Tot așa și... Situația inversă. Dacă am un concurs la termenul 2, prima dată mă duc și rezolv concursul de la termenul 2 și după aceea văd ce fac în continuare. De aceea, dacă la termenul 1 sau la termenul 2 am un concurs, cred că e prioritar să rezolv acel termen și după aceea să văd ce fac cu infracțiunea asta terță, care în mod total atipic e concurentă și cu termenul 1 și cu termenul 2. Altfel n-aș vedea, sigur că la o situație din asta pot fi propuse varii modalități de calcul, dar din punctul meu de vedere, cred că asta ar fi ordinea de lucru, adică să ne clarificăm care sunt cei doi termeni ai recidivei, să rezolvăm dacă avem un concurs exclusiv la termenul 1 sau exclusiv la termenul 2 și abia pe urmă să vedem ce facem cu situația infracțiunii terțe care e concurentă cu ambii termeni. Dar apropo de această chestiune, dacă el făcând cerere de contopire și pe legea nouă, observând că după contopire pedeapsa cumulată este mai mare decât dacă ar executa separat ambele mandatele pe care le are de executat, aș putea să-i refuz contopirea, adică să resping? Păi, n-are cum să fie, pentru că... Am avut o ipoteză practică în care, calculând, avea și o recidivă, ar fi rezultat... Deci numai pentru concurs n-are cum, pentru că pe nou cod concursul e una plus 1 pe 3 din cealaltă. Dacă el le execută separat, execută A plus B. Deci, era o situație, o să mă uit. Poate că era cu contopire pe vechiul sistem în care dacă contopirea s-ar fi făcut probabil că... Contopite pe vechea lege și altele, exact. Întrebarea mea era, ambele pedepse rezultante erau rezultatul unor contopiri. Da. Ultimul era o contopire pe noul cod și cea anterioară era o contopire pe vechiul cod. Da, exact, aș putea să spun, domnule, având în vedere că dacă rămâne să execute separat cele două pedepse rezultante, nu ajunge la un rezultat mai mare
îi se poate respinge cererea, adică... Să-și o retragă el. El nu și-o retrage, pentru că el... Dar m-aș antepronunța dacă i-aș explica mecanismul în ședință și atunci întrebarea este... O soluție de respingere... Mi-e greu să găsesc un... Este legală sau... Un argument pentru care sore sau cum aș putea motiva respingerea doar pentru faptul că pedeapsa iese. Da, dar nu e o cale de atac, deci practic nu e guvernată de non-reformatio impeius. Dar, din păcate, după decizia Curții Constituționale au apărut povestea cu aplicarea globală, au apărut, într-adevăr, situații de genul ăsta, am văzut și pe la Cluj, în care, într-adevăr, el avusese 4 infracțiuni concurente, care fuseseră obiectul unor contopiri parțiale, 2 câte 2. Sigur că s-a mers cam pe absorpție la fiecare contopire din asta parțială și dacă trebuia să le contopesc pe toate 4, evident că trebuia să-i aplic cea mai grea plus 1 pe 3 din celelalte, ceea ce ieșa dublu față de ceea ce ar fi. Sincer, nu știu ce să zic, așa cu sufletul judecând, și eu aș fi de părere că n-ar trebui să-i agravăm situația, dar sincer nu știu cum. Da. Cu calea de atac, că totuși el trebuie interpretat în spiritul lui, neapărat în litera lui. Și spiritul acesta este să nu se agraveze propria situație juridică în... Acum depinde, pentru că, vedeți, noastră contestația la executare poate fi exercitată și din oficiu. Dar nu era din oficiu. Bun, dar... Poate fi. Și atunci, într-o atare situație, e greu să spun că ar trebui să nu-i agravez o situație. Dar, repet, e inechitabilă situația. Bun, la fel cum inechitabile au fost situațiile în care au fost oameni care au închis dezbaterile în 15 mai cu concluzii puse de toată lumea că fapta e prescrisă și au amânat pronunțarea o săptămână și în 22 mai n-au mai putut să constate că fapta era prescrisă pentru că s-a aplicat global, când între timp se publicase decizia. Bun, dacă ar fi pronunțat-o în ziua când au avut ultimul termen, omul a plecat acasă, așa stă până că stă 4 ani în închisoare. Na, ce să facem? În partea specială la executare, care spune că pedeapsa poate fi modificată, deci pe acest text, adică poate, va putea întâmpla că este facultativă modificarea în cazul descoperirii concursului sau recidivei ulterioare, rămâne definitiva unei hotărâri și pe acest argument am putea totuși, având în vedere că este facultativă și nu obligatorie, exact, adică în situația acum, în care, nu știu. Acum, problema este că... Deci, folosind acest text legal, am putea totuși... Sincer, am rezerve. Aveți rezerve. Pentru că ce se întâmplă? Ideea este, până la urmă, ca pentru o pluralitate de infracțiuni, omul nostru să execute o pedeapsă unică. Aici e problema. Pentru că, până la urmă, gândiți-vă la complicațiile ulterioare. Sigur că pe el nu îl interesează ce o să se întâmple în viitor, dar după ce presupunem că le execută succesiv, comite o nouă infracțiune. În raport de ce verificăm dacă e recidivist? De prima, de a doua, de suma lor, de tratamentul de la concurs? La ce făcea inevitabilă soluția logică și legală era numai faptul că nu se formulase din oficiu. Da. O formulase și mi se pare așa, să-i admiți treia și să-i agravezi treia. V-am zis, poate sugera să se mai gândească dacă n-ar trebui să se renunță și o retragă. Și o execută după aceea parchetul din oficiu. Dacă îmi permiteți, pentru că suntem la acest capitol, nu e o întrebare referitoare recitivă, dar pentru că suntem la capitolul modificare de pedeapsă. În situația în care instanța este sesizată cu o cerere de contopire de pedeapsă, între două pedepse, una este rezultantă. Este rezultata unui concurs de infracțiuni pe legea veche, rezultantă care a fost verificată conform articolul 6 din codul penal, în conformitate cu și cu decizia în alte curți, în sensul că au fost reduse pedepsele individuale, dar menținută pedeapsa rezultantă, mai mare, dar care nu depășea pedeapsa prevăzută, care ar putea să fie stabilită pe legea nouă. Cu o pedeapsă
stabilită pentru infracțiune pe legea veche, dar care a rămas definitivă sub imperiul legii noi, față de care s-a făcut aplicarea articolului 5. S-a aplicat legea nouă cu consecința temeiului legal aplicării pedepsei principale pe legea nouă, pedepse complementare și accesorie pe legea nouă. Prima întrebare, în ceea ce privește această contopire, vă rog să spuneți opinia noastră legată de legea aplicabilă. Apoi, în ce măsură pedepsa aceea rezultantă, stabilită pe legea veche, neredusă, intră într-o autoritate de lucru judecat și care ar fi procedeul de contopire? Și, în al treilea rând, temeiul baza căruia sunt menținut, dacă accept că legea pe 5, legea pentru contopire este legea veche, temeiul în baza căruia mențin sau aplic pedeapsa complementară și pedeapsa accesorie stabilită pentru cea de-a doua infracțiune, da? Cea care a rămas efectivă pe legea nouă și căreia am aplicat legea nouă. Acum, sigur, aici părerea mea poate fi bănuită de subiectivism și de o oarecare doză de neconstituționalitate, dar mie mi se pare că mecanismul aplicării globale, așa cum a fost impus de Curtea Constituțională, are inevitabil niște limite, dincolo de care nu se poate trece sau dincolo de care nu poate funcționa. Și dumneavoastră ați avut o ipoteză mai complicată, că ați avut mai multe fapte. Dar, ca să fie mai simplu pentru toată lumea, e suficient să ne gândim la două infracțiuni concurente, judecate separat. Fiecare instanță a judecat una din ele, prima instanță a zis, e mai favorabilă legea veche pentru fapta asta, și a aplicat, a făcut individualizarea pe legea veche, cealaltă instanță a judecat și a zis, e mai pentru fapta asta, e mai favorabilă legea nouă. Nimic nelegal, nimic neconstituțional, nimic contrar deciziei Curții Constituționale până aici. Și acum omul ăsta vine cu contestația la executare și zice, știți, am și eu două pedepse pentru două fapte concurente. Păi ce pot să fac? Ele, pedepsele respective sunt intrate în autoritate de lucru judecat. Nu vă puteți atinge de ele să spuneți, păi nu e bine că pentru aia aplicat legea nouă, hai să o aplicăm legea veche pentru toate. Că nu merge, da? Faptele au fost judecate, sesizați fiind cu contestația la executare, nu puteți să interveniți pe asta. Și atunci, oricum ați face, se contravi sau nu se ține seama de decizia Curții Constituționale, pentru că aplicarea globală nu poate funcționa într-o asemenea situație. Ori aplic legea veche la concurs, ori aplic legea nouă la concurs, eu oricum ajung să combin dispoziții din două legi. Și atunci, evident, că o să aplicăm dispoziția veche, că este mai favorabilă. Acum, ce sau cum cred eu că ar trebui sau care ar putea fi o interpretare, nu știu dacă Curtea Constituțională e de acord. Dar, cum cred că ar trebui înțelea? Mie mi se pare că această decizie a Curții trebuie interpretată că în aceeași cauză judecătorul nu poate să facă combinarea unor dispoziții. Iar dumneavoastră acum sunteți sesizat doar cu contopirea. Iar contopirea, dumneavoastră când o faceți, nu vă interesează pe ce legi au fost stabilite pedepsele individuale, că nu le-ați stabilit în cauza asta. Ele provin din alte cauze și dumneavoastră în această cauză sunteți ținuți de decizia Curții Constituționale. Dar nu încălcați cu nimic, pentru că aveți de-a face cu o singură instituție, aplicați o singură dată legea mai favorabilă. Gândiți-vă că dacă n-ar fi așa, ce se întâmplă în situația în care, de pildă, eu am mai multe fapte, să spunem, și pentru unele din ele, în cursul urmăririi penale, procurorul mi-aplică 18.1, sau mă, constată că e mai favorabil 18.1 și dispune soluție de clasare în baza articolului 19 din LPA-CPP. Pentru celelalte îl trimite în judecată. Și pentru celelalte, dumneavoastră, ca judecător, apreciați că e mai favorabilă legea nouă. Faptul că pentru alte fapte din care inițial fuseseră în aceeași cauză procurorul a aplicat legea veche, vă ține pe dumneavoastră în aplicarea legii noi? Evident că nu. Puteți interveni să cenzurați decizia procurorului cu privire la faptele alea? Evident că nu. Dar și cu toate astea, atunci, în privința aceleași persoane, pentru fapte concurente, pentru unele aplicăm legea veche, pentru alte aplicăm legea nouă. Dar nu o aplicați în aceeași cauză, nu o aplicați dumneavoastră. La fel mi se pare, că acum revenind la exemplu și la întrebarea dumneavoastră, practic pe dumneavoastră nu vă mai interesează că unele din fapte au fost judecate pe legea veche și altele au fost judecate pe legea nouă. Evident, nici contopirile parțiale nu vă interesează, pentru că ele nu au autoritate de lucru judecat. Noastră, constatând că de fapt nu sunt 4 infracțiuni concurente, că sunt 5, luați pedepsele așa cum au fost ele stabilite,
Ba, 1, 2, 3, 4, 5 și vedeți dacă e mai favorabil să le contopim pe legea veche sau e mai favorabil să le contopim pe legea nouă. Pentru că a aplica altfel acest mecanism al aprecierii globale mi se pare că ar conduce la o blocare a unor... Gândiți-vă de pildă o situație în care, să spunem, am avut o pedeapsă și o să vă spun imediat de ce am ales exemplul ăsta. Am o pedeapsă care a fost redusă pe 6, să spunem. Bun. La un moment, pentru că e mai favorabilă legea nouă, dar sub aspectul prescripției ar fi mai favorabilă legea veche. Prescripție executării, sigur că dacă discutăm deja de asta, ca ipoteză. Astăzi, să spunem, mi-am aplicat articolul 6. Peste 4 ani, când verific dacă, pentru că între timp ăsta s-a sustrat de la executare, dacă pedeapsa aia e prescrisă sau nu e prescrisă, sunt obligat să aplic prescripția pe legea nouă? Eu zic că nu. Și în acest sens, o să vă dau un exemplu. Există o... spaniolii, când au avut în 95 succesiunea celor două coduri, au pus în lege mecanismul aplicării globale. E adevărat că era cu anumite limite, în sensul că era pentru același fapt sau aceeași faptă, deci nu aveam vedere situația concursului, dar discutând strict pe o faptă. Da? Și Tribunalul Suprem a spus fără niciun fel de rezerve faptul că legea a fost aplicată sau pedeapsa a fost aplicată pe legea veche și n-a fost redusă după intrarea în vigoare a legii noi, nu s-a întâmplat nimic cu ea, asta nu împiedică să se aplice prescripția de pe legea nouă pentru că este mai favorabilă prescripția. Pentru că dumneavoastră nu faceți în cauza pe care o judecați, nu faceți o combinare sau aplicare a unor dispoziții din legi diferite. Dumneavoastră aveți exclusiv instituția prescripției. Aveți o pedeapsă de X ani care se afla sau ar fi trebuit să se afle în executare. Omul nostru s-a sustras și acum vedem când a început să curgă. Bun, constatăm că a început să curgă pe codul vechi, deci ar avea vocație și una și alta și vedem care o fi mai favorabil. Eu cred că în felul acesta trebuie înțeleasă povestea cu aplicarea globală. Pentru că, alminte, repet, pe o situație simplă, două fapte concurente, judecate de două instanțe diferite, la două date diferite, una pe legea veche, una pe legea nouă, se blochează. Oricum aș face că aplic legea veche sau că aplic legea nouă, nu am soluție pentru treaba asta. Da. Am discutat și cam stabilită că la liberare urmează regimul care s-a stabilit, dar ar fi tot o cauză distinctă. Păi, la liberare, mie nu mi se pare că... Acum, la liberare, sigur că merge mai favorabil, e mai favorabil regimul pe legea veche, fără niciun dubiu. Sub aspectul mă refer la condițiile de acordare. Din punctul ăsta de vedere, faptul că pedeapsa a fost redusă în baza articolului 6, mie nu mi se pare că peste, bun, anul trecut i-am redus pedeapsa în baza lui 6, mie nu mi se pare că instanța care peste 4 ani va fi ținută să judece o cerere de liberare este ținută să-l libereze pe legea nouă. Pentru că aici avem tot o decizie a Curții Constituționale, să nu uităm, în materie de liberare condiționată, din 98, adevărat, e mai veche, poate Curtea consideră să revină asupra acestei jurisprudențe, dar deocamdată n-a făcut-o. Și sper să nu o facă, pentru că, alminte, s-ar putea să avem probleme la CEDO, după Del Rio, Prada contra Spaniei, lucrurile sunt destul de clare, în care Curtea a spus clar, dacă se înăsprește regimul privind acordarea liberării condiționate, noul regim este aplicabil doar pentru fapte comise după intrarea în vigoare a legii noi. Deci, practic, aici mie mi se pare că am o decizie a Curții Constituționale, care deocamdată n-a fost contrazisă de jurisprudența ulterioară, care nu mă lasă să, din punctul meu de vedere, este greșită practica instanțelor care astăzi, și am văzut că sunt deja în țară, cu sau fără reducere pe 6, am văzut soluții la o lună de la intrarea în vigoare a codului care dădeau liberări pe codul nou. N-am înțeles de ce. Pentru că, în mod evident, condițiile de acordare sunt mai restrictive pe codul nou, iar decizia Curții Constituționale din 98 îmi spune clar că nu se poate. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu n-aș vedea o legătură între faptul că
s-a redus în baza articolului 6 pedeapsa și legea aplicabilă liberării după dat. Legea aplicabilă liberării este legea mai favorabilă în raport de condițiile de liberare, pentru că e altceva decât ceea ce s-a întâmplat acum, pentru că altminteri, vă dați seama ce ar însemna tot ce, dacă la un moment dat am aplicat în cauza respectivă o instituție care o fia, să tot ce ține după aceea și reabilitare și tot să mă lege de legea respectivă. Mi se pare mult prea rigidă o atare soluție. Cred că trebuie să facem o pauză, așa-i? Bine, luăm pauza și ne întoarcem și terminăm povestea asta, după care trecem la sex. Ce se întâmplă dacă noua infracțiune, infracțiunea de termenul 2, se comite în timpul executării? Cum se întâmplă uneori? Sigur, se spune, noi nu mai avem o dispoziție din aceea foarte complicată, cum spuneam că aveam pe codul anterior, că se ia restul rămas neexecutat la momentul comiterii termenului 2 și apoi să scade ceea ce s-a executat din momentul comiterii termenului 2 până la momentul contopirii. Și atunci, textul din cod, foarte succint, 43.1, nu spune că pedeapsa pentru noua infracțiune se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată, ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Întrebarea este, bun, restul, dar la ce moment calculăm acest rest? Dacă avem o singură infracțiune la termenul 2, până la urmă nu este foarte mare diferență, în sensul că putem să calculăm restul raportat la momentul comiterii infracțiunii de la termenul 2 și apoi, evident, să scădem ceea ce s-a executat până la momentul contopirii, ceea ce făceam și sub imperiul codului penal anterior. Dacă însă la termenul 2 avem un concurs de infracțiuni, lucrurile se complică, da? Este cel de-al doilea grafic din slide. Practic avem prima pedeapsă care începe să se execute, la un moment dat comite I2-ul, apoi peste câteva zile sau la un oarecare interval de timp comite I3-ul și în fine la un moment ulterior ajungem să facem calculul pedepsei rezultante. Am notat eu aici cu un C, cu roșu. Întrebarea este, la acest moment când facem noi, calculul, cu ce sau despre ce rest vorbim? Cred că într-o atare situație, dat fiind algoritm sau mecanismul de calcul impus de 43.2, în sensul că mai întâi aplicăm concursul între P2 și P3 și apoi rezultanta asta o adăugăm la restul rămas neexecutat, cred că soluția cea mai înțeleaptă și cea mai simplă, în egală măsură, este ca restul rămas neexecutat să-l raportăm la momentul la care calculăm, practic, pedeapsa rezultantă, deci la momentul judecării. Nu la momentul comiterii, unii au spus, la momentul comiterii primei infracțiuni dintre cele două concurente. Dar de ce la momentul primeia și nu la momentul ultimei? Că ele au exact aceeași postură în structura concursului. Și atunci cred că este mai, decât să ne complicăm, să spunem, bun, calculăm raportat la momentul comiterii lui I2, deși I3 n-are nicio treabă cu acel moment, după care scădem ce s-a executat din momentul comiterii lui I2 până la momentul la care calculăm pedeapsa rezultantă, cred că este mai simplu să lucrăm direct cu restul rămas neexecutat la momentul aplicării pedepsei rezultante. O chestiune, până la urmă, mai puțin importantă, dar n-am zis să discutăm și despre ea. Și acum ajungem la întrebarea care îmi fusese adresată ceva mai devreme. Ce se întâmplă dacă omul nostru evadează și în perioada cât se află în stare de evadare săvârșește o nouă infracțiune? Știm că pentru această situație, sub imperiul codului penal anterior, aveam o dispoziție specială, fostul 39.3, care practic ne, printr-o ficțiune, plasa evadarea la termenul 1 al recidivei, deși în mod normal, evident, ea face parte din termenul 2, pentru că se săvârșește după rămânerea definitivă a hotărârii. Nu? Și aveam acel 39.3, care spunea că dacă săvârșește o infracțiune după evadare, prin pedeapsa ce se execută, se înțelege pedeapsa din care a evadat plus pedeapsa pentru evadare.
Noul cod nu are luat o asemenea dispoziție. Pe cale de consecință, cred că în această materie evadarea urmează regimul unei infracțiuni de drept comun, ceea ce înseamnă că vom constata că la termenul 2 avem două infracțiuni concurente, evadarea și infracțiunea comisă după evadare. Aplicăm regulile de la concurs între cele două, deci pe 2 și pedeapsa pentru evadare, și rezultanta o adăugăm la restul rămas neexecutat din prima pedeapsă. Știu că aici există, să spunem, și alte posibile soluții și alte posibile argumente bazate pe ce? Pe faptul că și în noul cod, ca și în fostul cod, în 269 și 285 din actualul cod, prevede că în caz de evadare, pedeapsa pentru evadare se adaugă la pedeapsa din care a evadat. Dar această dispoziție nu cred că își găsește aplicarea în situația în care avem un concurs. Pentru că, vedeți, și sub imperiul codului penal anterior, aveam 269, care spunea că pedeapsa pentru evadare se adaugă la pedeapsa din care a evadat, dar legiuitorul n-a considerat suficientă această dispoziție pentru a impune modul de calcul pe care îl cunoaștem sub imperiul codului anterior, ci a considerat că trebuie prevăzut explicit acest lucru dacă avem o situație în asta de concurs după evadare, și a instituit regula din articolul 39 aliniat 3, care practic îmi ducea evadarea la primul termen al recidivei. Neexistând o dispoziție similară lui 39.3 în noul cod penal, nu cred că 285 este suficient ca să-mi schimbe acest mod de calcul. Practic acolo am o regulă, să spunem, în sensul în care dacă evadează și atât, pedeapsa pentru evadare se adaugă la pedeapsa din care evadat, adică este practic nici măcar o excepție de la sancționarea recidivei, este o excepție doar de la sancționarea pluralității intermediare, presupunând că evadează din executarea unei pedepse pentru o infracțiune din culpă sau evadează din executarea unei pedepse mai mici de un an, pentru că, alminter, dacă e recidivă și fără 285, tot așa făceam pedeapsa 1 plus pedeapsa pentru evadare, că pe nou cod am văzut la recidivă avem cumul aritmetic. De aceea, eu cred că și în situația în care se evadează și după evadare se comite o nouă infracțiune, aplicăm 43 aliniatul 2 fără vreo schimbare în ordine. De altminte, sincer să fiu, nici nu-mi dau seama cum ar putea să sune o altă schimbare. Pentru că o variantă ar fi să spun P1 plus E și povestea asta să fie în concurs cu P2, dar ar fi total incorrect, pentru că P2-ul se află în stare de recidivă față de P1, nici vorbă să fie concurentă cu ea. De aceea, cred că singura soluție, chiar și pentru o atare ipoteză, rămâne cea a aplicării dispoziției din articolul 43 aliniatul 2 în această privință. Dacă dumneavoastră aveți, știu eu, întrebări sau... Dacă nu, foarte succint, două, trei chestiuni legate de recidiva post-executorie. Iarăși aici tratamentul se modifică, dar, să spunem, lucrurile sunt un pic mai simple, în sensul că avem un tratament care operează pe limitele legale de pedeapsă, așa cum știți, se majorează obligatoriu cu jumătate. Am văzut că atunci când avem concurs și recidivă post-condamnatorie, deci când la al doilea termen al recidivei post-condamnatorie avem un concurs, concursul trece înaintea recidivei, da? Practic 43.2 îmi spune că se aplică mai întâi concursul și după aceea recidiva. Întrebarea care s-a pus în mod firesc a fost aceea de a ști dacă această inversare a ordinii pe care o știam operează și în cazul recidivei post-executorii.
Deci dacă la termenul 2 al recidivei post-executorii avem un concurs, aplicăm mai întâi concursul și după aia recidiva, sau aplicăm recidiva și după aceea concursul? Răspunsul este evident, nu se poate aplica decât mai întâi recidiva și după aceea concursul. De ce? Pentru că recidiva post-executorie de data asta își produce efectele cu privire la limitele legale de pedeapsă, în timp ce concursul îmi dă o pedeapsă concretă. Dacă aplic mai întâi tratamentul de la concurs și stabilesc pedepse și le contopesc în condițiile concursului la termenul 2, după aceea nu mai am cum să valorific tratamentul pentru recidivă, că deja eu sunt la pedeapsă concretă, nu mai am limite legale asupra cărora să intervină majorarea. Deci aici lucrurile sunt, nu avem opțiune, nu avem alegere, este doar o soluție posibilă, recidivă, post-executorie și concurs. Din acest punct de vedere își păstrează, și atunci dacă le avem pe toate trei, post-executorie, concurs și post-condamnatorie, ordinea este cea pe care am menționat-o, recidivă post-executorie, concurs, recidivă post-condamnatorie. Din această perspectivă își păstrează valabilitatea decizia în alte curs pronunțate în recursul în interesul legii pe care îl cunoașteți referitor la ordinea de aplicare între recidiva post-executorie și post-condamnatorie și pe noul cod, cea post-executorie are prioritate de aplicare față de recidiva post-condamnatorie. Avem însă o problemă legată de ordinea în raport de infracțiunea continuată. Articolul 79, așa cum știți, și-a propus să detalieze ceva mai mult decât o făcea vechiul articol 80, ordinea de valorificare a cauzelor de atenuare, agravare, circumstanțe și așa mai departe. Problema apare la aliniatul 2, care spune, dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii, pedeapsa se stabilește prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la circumstanțele agravante, infracțiune continuată, concurs sau recidivă. Ceea ce înseamnă că, într-o interpretare fidelă acestui text, dacă avem o infracțiune săvârșită în formă continuată și în stare de recidivă, valorificăm mai întâi tratamentul de la infracțiunea continuată, adică stabilim o pedeapsă până la maxim și putem aplica și sporul facultativ, dacă e cazul, după care aplicăm dispozițiile referitoare la concurs, dacă o fi în concurs cu altceva, și în fine aplicăm dispozițiile referitoare la recidivă. E bine, ordinea aceasta este perfectă dacă vorbim de recidivă post-condamnatorie. Știm noi că dacă legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să o facă, dar de data asta interpretul n-are ce face și nici judecătorul, care este și interpret și aplicant al legii, trebuie să facem o distinție. Pentru că, așa cum spuneam, dacă pentru recidiva post-condamnatorie ordinea asta este perfectă, ea nu poate funcționa pentru recidiva post-executorie. Din motivul pe care vi-l expuneam anterior, că recidiva post-executorie trebuie să-mi opereze pe limitele legale de pedeapsă. Or, dacă eu am valorificat deja dispozițiile referitoare la circumstanțele agravante, unde tot așa, nu știm că aplicăm pedeapsă până la maxim și mai adăugăm și un spor, dacă e cazul, după care mai adăugăm sporul la infracțiunea continuată, dar tot așa pe o pedeapsă concretă, o mai introducem și structura unei contopiri cu 1 pe 3 din cealaltă, dacă avem un concurs, și în final am obținut o pedeapsă de 7 ani. Și la această pedeapsă, acum, constatăm că fapta a fost comisă în stare de recidivă post-executorie și aplicăm tratamentul de la recidiva post-executorie. Evident că nu se mai poate. Prin urmare, această ordine trebuie luată doar ca regulă, dar nu ca o regulă absolută. Ceea ce înseamnă că dacă, așa cum spuneam, pentru recidiva post-condamnatorie e perfectă, recidiva post-executorie trece în fața tuturor celor menționate acolo. Și de unde în enumerare este ultima, practic, ea este singura dintre toate astea care mi operează pe limitele legale, și pe minim și pe maxim. Pe cale de consecință,
Dacă am o faptă comisă în stare de recidivă post-executorie, cu circumstanțe, cu continuată, cu concurs, mai întâi majorez limitele de pedeapsă cu jumătate, apoi văd în aceste limite, mă apuc și fac individualizare, ținând seama de circumstanțele agravante sau de infracțiunea continuată sau de concurs, dacă o fi cazul, și așa obțin pedeapsa concretă. Este singura modalitate în care se poate proceda. Și o să spuneți, bun, și cum se poate motiva o asemenea soluție în condițiile în care textul spune negru pe alb că recidiva este ultima? Da. Acum, sigur, n-am găleata cu cenușă ca să iau să-mi pun un pic în cap. A fost o scăpare a comisiei și asta nici măcar nu putem să o dăm pe vina Parlamentului, că a fost a noastră și ne o asumăm. La momentul când am propus acest text, am avut în vedere recidiva post-condamnatorie. Și ne-a scăpat povestea cu recidiva post-executorie. Bun. Dincolo de asta, cenușa nu servește la mare lucru într-o atare ipoteză. Care este argumentul de text care ne, sau care ne-ar putea permite, într-o interpretare binevoitoare, să schimbăm această ordine? Vedeți, la aliniatul 1, legiuitorul a stabilit o anumită succesiune și la sfârșit a spus în această ordine. La aliniatul 2 nu există acest text. Ceea ce înseamnă că în aliniatul 2 avem o regulă. Această regulă însă, acolo unde trebuie, este susceptibilă de excepții. E adevărat că era destul de ciudat ca în enumerare să apară recidiva post-executorie la început, după aceea circumstanțe, continuată, concurs sau recidivă post-condamnatorie. Da. Da, mă rog. Deci, pentru că legiuitorul n-a precizat că obligatoriu în această ordine se întâmplă, admitem că, sigur, asta este regula și ea funcționează ca atare în cea mai mare parte a situațiilor, mai puțin pentru recidiva post-executorie. Pentru că, până la urmă, orice am face, știm foarte bine, un principiu de interpretare nu este acela potrivit căreia interpretarea trebuie să dea un sens normei, care sens ca să o facă funcțională. Dacă spunem că trebuie să ne, vrem să ne cramponăm de ordinea asta și punct, practic ajungem să nu putem valorifica tratamentul pentru recidiva post-executorie, ori evident nu acesta este nici scopul normei și nici scopul interpretării. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu e cea mai convingătoare argumentare, dar până la o intervenție legislativă pe textul acesta este singura soluție viabilă. Întrebări, observații, proteste? Așa, în raport de dispozițiile, am zis eu, cauzele de agravare speciale, da? Sigur că deja lucrurile au început să se așeze un pic, că de fapt sunt infracțiuni de sine stătătoare, nu se aplică mai întâi dispoziția specială și apoi recidiva post-executorie. Nu? De exemplu, violența, avem N texte în partea specială, practic a fost o altă tehnică de redactare folosită în noul cod penal. Știți că la multe texte avem limitele de pedeapsă, se majorează cu o treime, se majorează cu 1 pe 4, se majorează cu jumătate. Dar, practic, în situații, în marea majoritate a acestor ipoteze, avem, de fapt, fapte distincte. Nu? Ultrajul judiciar e altceva decât lovirea sau vătămarea corporală. Faptul că pedeapsa se majorează cu nu înseamnă că e o simplă cauză de agravare, ci este de fapt o altă infracțiune. Violența în familie e altceva decât o simplă lovire. Și atunci, evident, ordinea de aplicare este cea firească. Mai întâi trebuie să stabilim limitele prevăzute de normă, adică infracțiunea de bază plus majorarea, și abia apoi trecem la cauzele propriu-zise de agravare din partea generală recidiva. De aceea se aplică mai întâi dispoziția specială privind majorarea limitelor și apoi dispoziția referitoare la tratamentul de la recidivă. Aici cred că lucrurile sunt deja destul de clare. Și pentru a încheia această parte, câteva chestiuni legate de pluralitatea intermediară ca ultimă formă de concurs. Sigur că
Aici se sancționează ca și în vechiul cod, potrivit regulilor de la concurs, dar modificându-se tratamentul de la concurs, inevitabil se modifică și tratamentul pluralității. Unde avem câteva lucruri care ar trebui semnalate? Din nou, în ipoteza în care avem o infracțiune, un concurs de infracțiuni la termenul 2. Regula din 43 aliniatul 2 este o normă de excepție și ca excepție este de strictă interpretare. Prin urmare, textul ne spune că dacă la termenul 2 avem un concurs și cel puțin una se află în stare de recidivă, aplicăm mai întâi concursul și formă recidiva. Pentru pluralitate intermediară nu avem niciun fel de text. Prin urmare, trebuie să interpretăm pe ra contrariu textul din 43 aliniatul 2, dacă niciuna nu se află în stare de recidivă, adică dacă toate se află în stare de pluralitate intermediară, într-o atare situație aplicăm mai întâi pluralitatea intermediară și apoi concursul. Ceea ce înseamnă că în această situație contopim mai întâi pe P2 cu P1, apoi pe P3 cu P1, potrivit regulilor de la pluralitate, sigur, sunt tot regulile de la concurs, dar contopirile le facem separat, și apoi între cele două rezultante parțiale aplicăm regulile referitoare la concurs. De ce? Pentru că nu avem un text similar lui 43 aliniatul 2. De ce nu avem? Pentru că, vă spuneam, rațiunea lui 43.2 a fost aceea de a evita să se ajungă la pedepse foarte mari atunci când fie restul rămas neexecutat e mare, fie sau și numărul faptelor comise după condamnarea definitivă este mare. Or, în situațiile de pluralitate intermediară e mai greu să se ajungă la o asemenea situație, pentru că ori vorbim de pedepse mici, care nu îndeplinesc condițiile recidivei, ori vorbim de fapte săvârșite din culpă, care nu atrag condițiile, nu atrag starea de recidivă, și atunci, acum, câte fapte din culpă poate să comită unul după o condamnare definitivă, sau câte fapte mărunte, oricum, chiar dacă ar fi mai multe, nu ar duce în mod necesar la o pedeapsă foarte mare. Și atunci aici nu s-a considerat necesară inversarea acestei ordini de aplicare. N-ar fi fost o problemă nici dacă s-ar fi făcut, dacă s-ar fi păstrat același mecanism ca la 43 aliniatul 2, dar nu există vreo obligație sau nu e o chestiune de incoerență dacă nu s-a făcut. Deci, practic, în acest fel, la pluralitatea intermediară trebuie să facem contopirea și nu cum am face-o dacă ar fi una din ele în stare de recidivă. În fine, ultimul aspect, ca să revenim la povestea cu evadarea, avem ca ipoteză o primă pedeapsă, omul nostru evadează și săvârșește o a doua infracțiune în stare de evadare. Din nou, avem de-a face cu o situație de pluralitate intermediară care are la al doilea termen un concurs de infracțiuni, evadarea și infracțiunea I2. Repet, trebuie să avem în vedere însă că de cele mai multe ori, într-o atare situație, vom fi în prezența unei recidive și vom aplica 43.2. De ce? Fiindcă evadarea îndeplinește condițiile de la termenul 2, deci dacă P1 îndeplinește condițiile de la termenul 1, chiar dacă I2 este din culpă, nu mai contează, pentru că e suficient ca una din cele de la termenul 2 să fie în stare de recidivă și asta îmi duce tot tratamentul pe tratamentul de la recidivă. Ca să nu am de-a face cu 43.2, I1, cea care a tras pe 1, de exemplu, poate să fie o infracțiune din culpă și atunci n-am nicăieri recidivă, totul rămâne în zona pluralității intermediare. Ca mecanism de sancționare este același pe care l-am văzut la pluralitatea intermediară cu concurs la termenul 2, în sensul că valorificăm pluralitatea intermediară și apoi concursul, deci valorificăm mai întâi pluralitatea în care se găsește evadarea față de P1, doar că nu vom avea P1 contopit cu E, ci vom avea P1 plus E, fiindcă am 285 care îmi spune că se adaugă, voi avea P1 contopit cu P2 în condițiile pluralității, adică în condiție concursului, și în fine, între cele două vom avea
o contopire potrivit regulilor de la concursul de infracțiune. Cam atât, sau acestea erau în mare aspectele legate de pluralitate asupra cărora m-am gândit să insist. Dacă dumneavoastră mai aveți alte întrebări, observații, propuneri. Dacă nu, cam atât, haideți să trecem și la ceea ce trebuia să facem, de fapt, în această ultimă parte a întâlnirii noastre. O să încerc să mai...